Деклари, мітингу, консакрат зілій меморії, зіва декомеморарі, ачелор кезут, конфлікту армат, дін ані омії ноусути ноузечу, омії ноусути ноузечедой, пентру апарарі інтегритеції ши індепенденції Републіки Молдова, ши об'єктимор ачестой конфлікт, си деклари дискіз. Кувинту, си офері, домну Валерію Мудук, президентлі районної Палішні. Honorată asistență, în pofida statutului de conducător de raion și al structurilor de mijlocit responsabile, inclusiv de ordine publică, vreau să zic că suntem obligați la multe și importante lucruri le face, dar sunt obligat ca cetățean să încep cu aceea că astăzi, la întrunirea de comemorare acestei date, vreau să îmi spun un gând mai puțin public decât cel personal și să zic că probabil că ceva nu e în ordine, ceva nu e bine cu conștiința noastră. Ziua de 2 martie a cutremurat o întreagă țară. Ziua de 2 martie a făcut ca multe mame, soții, să plângă dimineața când au auzit că stâlpii casei trebuie să pleacă, să plece la Nistru în tranșeie. Ca astăzi, într-o zi de pace, într-o zi de bine, nu un bine care ne l-am fi dorit noi, dar într-o zi de bine, să vină tot acei combatanți, tot acei administrații, tot acei băieți din poliție pentru comemorarea acestei date. Am zis și zic că ar trebui probabil și mai mult de la noi să mergem între oameni, să le vorbim despre ce a fost, cum a fost. Dragi compatrioți, onorată asistență, suntem împreună astăzi pentru a consemna un trist și sumbru, dar neuitat semnificativ eveniment din istoria țării noastre, declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Anume în această zi de 2 martie, din primăvara anului 92, gardiștii transnistreni și cazacii de pe Don au atacat postul de poliție din Dubasari, aflat sub controlul Chișinăului, intentând o agresiune de ordin local, care mai apoi, prin implicarea trupelor armatei a 14-a rusești, dislocate în regiune, s-a transformat într-un adevărat război împotriva independenței, suveranității Republicii Moldova. În situație de grav pericol, când țara noastră nici nu avea o armată națională, ostilităților separatiste și de venetici bine înarmate, s-au opus un efectiv de circa 30.000 polițiști și combatanți moldoveni, care cu neînfricată bărbăție și demnitate au ținut piept odioasei aventuri militare pe tot parcursul bătăliei pentru apărarea integrității statului moldav. Ca participant nemijlocit la acele crâncine confruntări militare, alături de alți colegi, am cunoscut în realitate atmosfera de adevăr patriotism care domina între combatanți, dar și prețul consecințelor acelui măcel exprimat prin numeroase pierderi și vătămări de vieți omenești. Nici până în prezent nu exista o cifră reală a persoanelor decedate și vătămate în acel război, ca variant de la 350 la circa 2000 de pe ambele maluri ale Nistrului. Urmările zguduitoare ale acestui teribil măcel
rezumă și în cele câteva zeci de mii de persoane care și-au părăsit casele, precum și imensele pagube materiale suportate. În acea zi de tristă și dureroasă evocare a tragicului eveniment pe care îl consemnăm, exprimăm un falnic elogiu tuturor celor peste 600 de combatanți de raion care, punându-și viața în primejdie, prin un alt devotament, bărbăție și eroism, și-au adus contribuția la apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Fără nicio îndoială, suntem ferm convinși că numele lor vor rămâne în istoria neamului nostru și vor servi drept exemplu de un adevărat patriotism, devotament și iubire de țară pentru toate generații de viitor. În acest context, însă, afirm că autoritățile publice locale acordă și vor acorda din totdeauna atenția și susținerea cuvenită celor care și-au adus aportul la apărarea independenței, integrității statului nostru. Iar societatea civilă va păstra pentru totdeauna gloria lor. Să ne trăiți mulți ani înainte, plini de sănătate, optimism și dragoste de viață, iubiți combatanți, pace în lume, lumină și căldură în sufletele și casele dumneavoastră și veșnică pomenire celor căzuți pe câmpul de luptă. Onorată asistență, vă îndemn să consemnăm amintirea celor decedați în războiul de pe Nistru pentru un minut de reculegere. Cuvântul se oferă domnului Moșanu Ion, participant la conflictul armat de pe Nistru. Stimați veterani ai războiului pentru independență și integritatea Republicii Moldova, compatrioți, la 2 martie știm că toți a fost atacat tânărul stat Republica Moldova. Rusia, cu mentalitatea ei imperială de pe vremuri, a atacat comisariatul de poliție din Dubăsari, aflat sub jurisdicția Republicii Moldova. Această dată a fost aleasă, știți, nu întâmplător, anume la 2 martie, președintele de atunci al Republicii Moldova se afla la Washington, unde Republica Moldova era primită ca membru a Organizației Națiunilor Unite. Și atât pentru a ponegri sau pentru a strica imaginea ca tânăr statul nostru independent, a fost scris acest scenariu acolo la Moscova, unde se scriu și în continuare multe, multe scenarii tenebre și întunecate. Uniunea Veteranilor de Război s-a constituit într-o uniune foarte consolidată. Sâmbătă trecută a avut loc congresul acestei uniuni. Datorită eforturilor conducerii Uniunii Veteranilor de Război, organul de conducere este Consiliul Național al Uniunii Veteranilor, unde sunt membri, toți președinții organizatorilor primare sunt în acest Consiliu Național și datorită eforturilor acestei conduceri s-a constatat că în 1992 a avut loc nu un conflict, un oarecare acolo conflict, dar a fost un război adevărat. Republica Moldova s-a confruntat cu Rusia, cu armata a 14-a dotată tehnic și militar și s-au găsit în acele vremuri oameni într-adevăr curajoși, ai noștri băștinași, ai noștri moldoveni care au ținut piept aceste armate, au căzut pe câmpuri de luptă. Dar cu toate aceste mijloace de informare în masă, cu regret, n-au reflectat unde a ajuns, anume cu lux de amănunte și argumente, n-au reflectat toate aceste evenimente. După cum știți, a fost filmat un singur film documentar de Victor Bucătaru, unde este arătat Republica Moldova a fost desantați, pușcăriași, bandiți, cazaci, care au fost misiunea să vâneze patrioții noștri din satele din stânga Nistrului. Cred că știți din presă, a fost ucisă învățătoarea de limbă română și aruncată într-o fântână. La Coșnița a fost ucis polițistul Sotnicenco. Și atât, datorită acestor acțiuni, tinerii din satele Cocieri, Coșnița, s-au adresat Chișinăului, dar n-au primit niciun ajutor și acești tineri au fost nevoiți să pună mâna pe bâte, au capturat arme din depozitul de arme și au început singur să-și elibereze aceste sate. În datele, după văzând aceste evenimente, desigur că Tiraspol n-a fost indiferent și a înscenat acest atac asupra comisariatului de poliție. Cred că acum misiunea noastră, într-adevăr, este să promovăm, să lămurim tinerii generații tot ce a fost
tot ce a fost cu adevăr, ca să nu se mai repete astfel de război, astfel când mor tinerii noștri, bărbații noștri, tații copiilor noștri când sunt nevoiți să moară, și să sperăm că în mileniul 3 se va schimba mentalitatea conducătorilor și în Rusia și în alte părți și se va așeza la masa de negocieri prin metode diplomatice să rezolve aceste probleme. Vă mulțumesc! Cuvântul se oferă domnul Valeriu Bobu, președinte Consiliului Raional al Veteranilor de Război, participant la conflictul armat de pe Nistru. Stimați camarazi, stimați colegi, onorată asistență, ziua de 2 martie este o zi tragică pentru întreg poporul Republicii noastre. Ziua când s-a început conflictul armat de pe Nistru. Eu, din numele veteranilor de război, al Marelui Război pentru Apărarea Patriei, din numele veteranilor muncii, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că la prima chemare ați plecat pentru apărarea integrității și suveranității Republicii Moldova. Republica Moldova, în acel conflict, a pierdut peste 300 de tineri. Raionul nostru a pierdut pe domnul Căruntu, Orbu, Tataru. De partea cealaltă, de Nistru, s-au pierdut peste 600 de tineri. Peste 300 s-au pierdut fără urmă, din ambele părți. Este o rană care sângerează și astăzi, pentru noi. Din numele dumneavoastră, eu vreau să mulțumesc administrației publice pentru tot ce fac, ca să nu fie uitată această memorie. Vreau să vă spun că, cu părere de rău, având puținele înlesniri care noi, dumneavoastră, le aveți, majoritatea nu se folosesc de ele. Nu se folosesc fiindcă nu toți cunosc aceste drepturi. Și iată, muncind peste hotare, nu toți știu că aveți dreptul la bilete gratuite, o dată în an, dus și întors, 50% din prețul călătoriei. Odată în 3 ani, dumneavoastră, aveți dreptul la tratament sanatorial. Nu tot pleacă. Vă rog, plecați acum cât aveți posibilitatea și ca să nu ajungeți pe urmă și nici aceste înlesniri să nu vă ajungă. Eu încă o dată mă aplec în fața dumneavoastră, mă aplec în fața celor părinți care, a căror fii nu s-au întors, care visează în fiecare seară și îi așteaptă în fiecare zi. Le mulțumesc celor care, noi aflându-ne acolo, peste Nistru, veneau și ne aduceau vești bune de acasă. Veneau femeile cu mâncăruri dorite de noi. Noi de tot aveam. Căldura de acasă ne lipsea și ei ne aduceau acea căldură. Vă mulțumesc pentru tot și mă aplec în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc. Cuvântul se oferă doamnei Irei Zăpânzari, președintele raionului. Dragi cetățeni, onorată asistență, chiar așa unul după altul, evenimente durute, venim noi aici la acest monument, dar cred eu că venirea noastră aici și această floare, acest gând al nostru de a fi aici astăzi, urmează să înmulțească lucrurile bune, urmează să ne pună tot mai mult în fața faptului că ar trebui să ne unească nu doar greutățile. Cum războiul de la Nistru a demonstrat că în țară avem patrioți, că în țară avem oameni care se pot jertfi în numele acestei țări și când este vorba de pace, cum spunea și domnul președinte, noi mai greu ne mobilizăm la aceste lucruri. Eu aș vrea foarte mult ca să reușim să transmitem tinerii generației capacitatea noastră de a ne uni și a ne organiza și în momentele mai bune, nu numai în momentele triste. Vin în fața dumneavoastră cu mesajul ministrului Apărării Republicii Moldova, recent numai ce susit aici la noi, și îmi permiteți să dau citire acestui mesaj. Mulți stimați veterani,
camarazi de arme, dragi concetățeni, în inima fiecărui cetățean al Republicii Moldova, 2 martie este o zi de memorie și bărbăție, durere și lacrimi pentru pierderea adevăraților fii și fiice ale acestei țări și al acestui neam. Totodată este o zi de mândrie, pentru că pământul nostru nu a încetat să nască patrioți. Acum 21 de ani, când Republica Moldova a fost recunoscută pe plan internațional, forțele separatiste au încercat să zădărnicească avântul tânărului stat spre independență și democrație. Peste ani, această zi ne cheamă la unitate în cuget și acțiuni, pentru ca eroii care s-au jertfit pentru tot ce este sfânt să nu fie dați uitării, iar idealul lor să fie un exemplu pentru viitoarele generații. Slăvită să fie fapta dumneavoastră, stimați veterani, căci aceasta este neperitoare. Jertfirea de sine, una rațională, ce are o cauză nobilă, libertatea, este actul suprem de curaj și conștiință civică și patriotism. Domniilor voastre, vă suntem datori cu toți pentru un început de cale a țării noastre. Avem cu toți obligația sfântă să depunem toate eforturile în vederea apropierii malurilor bătrânului Nistru, unificării țării și poporului. Doresc să reiterez cuvintele mele sincere de apreciere și recunoștință în adresa dumneavoastră, stimați veterani, pentru că în anul 1992 ați răspuns la chemarea patriei și cu prețul propriei vieți ați luat apărarea pământului strămoșesc. Cu adâncă plecăciune, ministru Vitalie Mărenuță. Slavă și glorie vouă, eroilor, care ați luptat în acest moment. Se înmânează unor diplome, distinții și ajutori materiale. Nicolae Prisăcar, participant la conflictul armat din Transnistria. Este Prisăcar. Vasile Simonov. Simonov. Detroiuș, este? Valentin Paciurca. Paciurca. Вячеслав Дурня. Здесь. За матрос. Стар Горбатый, на инте, сейчас мы тоже так можно. Домни Ион Машану. Это все, дай мне за санатарь. Домну Валентин Сметанка. Домну Валентин Градинару. Domnul Alexandru Paladi. Domnul Vyacheslav Ciumaș. Domnul Boris Cășlaru. Domnul Valentin Rusu. Este Valentin. Domnul Mihai Gligor. Domnul Iurie Solomud. Domnul Gheorghe Ursu. Este Zicu, este. Da unde mi-e sujerul ăsta? Domnul Grigori Pasat. Domnul Oleg Butnaru. Și acum vă invităm pe toți la depunerea de flori la schițele monumentului care le-a venit. Thank you.
знаємо, де топора. Тільки ми спросили Нормально.